foarte recent, pe 31 mai, are loc la Rostov pe Don, summit, întâlnire la vârf, Uniunea Europeană-Rusia. Scotocind cu atenție alături de polonezi, dar de data asta ideea venit de la noi, așa cum uite și noi avem venitele noastre, am aflat, am observat că în timpul întâlnirii de la Rostov, cu foarte multă probabilitate, Comisia Europeană va propune Rusiei, va oferi Rusiei începutul procesului care duce la eliminarea vizelor de călătorie ale cetățenilor ruși în Europa. E numai începutul, dar din experiență, în asemenea cazuri, un proces care începe, merge până la urmă în direcția bună, merge spre final, deci va duce la eliminarea vizelor. Bineînțeles, toată lumea e de acord că și cetățenii nu știu să aibă dreptul să călătorească fără vize în spațiul Uniunii Europene. Nu asta e problema. Nimeni nu spune că ruși trebuie ținuți închiși în mica lor țară. Nu. Problema este că o asemenea decizie ar putea avea efecte foarte grave pentru tot spațiul de pe flancul de est al Uniunii Europene. Mă refer aici în special la Moldova, Ucraina, Crimea, Georgia. De ce? Pentru că dacă acest mecanism este acordat mai întâi Rusiei, adică înainte de a fi acordat în țări ca Moldova și Ucraina, asta ar produce un dezechilibru extraordinar. Pașaportul rusesc ar deveni un document de aur care ar fi căutat și adoptat în masă de grupuri de populație largi. Exemplele cred că sunt clare. Transnistria, Crimea, Abhazia, Osetia și tot așa. Prin urmare, Rusia ar fixa, prevalându-se de acest instrument, ar fixa mari grupuri de populație în statele post-sovietice și ar avea un ascendent asupra autorităților naționale din Moldova, Rusia, care nu pot dărui cetățenilor lor pașapoarte cu aceleași drepturi. În al doilea rând, în cazul Guvernului de la Chișinău, asta ar însemna că tot proiectul pro-european al Guvernului de la Chișinău s-ar prăbuși, pur și simplu. Sau ar fi contestat. Bun. Ăsta e un caz de cum ziceam, de colaborare cu polonezii, de critică a poziției socialiste. Socialiștii au sprijinit masiv această intenție. Și socialiștii români? Și socialiștii români. Cu nu vreau să spun așa. N-am auzit niciun socialiști român să protesteze. Asta e altă poveste. Dar am auzit socialiști din alte grupuri, am auzit și membri ai dreptei europene apărând la acest moment de fie de neînțelegere, pentru că se opreau la fraza păi de ce să nu poată călătorii și rușii, fie din intenții sau din motive ceva mai dubioase.